Dumnezeu să vă binecuvinteze! Frații și surori, vă aducem salutări din România, de la frații dumneavoastră. Venim din mai multe regiuni ale țării. Suntem pentru câteva zile aici, astăzi, culminând cu o părtășie în zona Kaffenberg și apoi mergem spre casă în noaptea aceasta. De joi suntem în părtășie cu frățietatea din Austria. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a păzit, ne-a ocrotit, ne-a sprijinit. Ne-am bucurat de primirea dumneavoastră, și vă mulțumim și vă apreciem pentru că vă siliți în vederea așteptării mântuitorului nostru, Isus Hristos. Chiar dacă trăiți într-o țară mai prosperă, dacă ar fi să comparăm cu, cu estul României, nu cu toată România, că sunt în România care o duc mai bine ca voi. Chiar dacă trăiți într-o țară puțin mai prosperă, sunt convins că duceți aceleași lupte și aveți aceleași năzuinți și aveți aceleași dorinți ca într-o zi, la sunetul trâmbiței, să fim gata să-L întâmpinăm pe Domnul. De fapt, acesta este unicul obiectiv al oricărui credincios. După ce ne-am mântuit sufletul și după ce am primit harul, în lui Dumnezeu și a cuvântului care a lucrat în viața noastră, ne dorim să revină pe norii cerului și noi să fim gata în ziua aceea. Spunea fratele Gheorghiță că sunt diferite modalități de a face mesajul mai scurt. Eu încă nu le cunosc. Am văzut că frații acum tot încearcă, M-au sunat și pe mine, asistentul manager al președintelui cultului, să am un mesaj de 5 minute. E complicat, i-am spus, sună la altă ușă. Nu pot. E, încearcă frații să ne facă cumva să înțelegem că și în 5 minute se poate spune ceva. Or fi având dreptate, nu or fi având. Sunt care reușesc, sunt care abia acum și-au dat seama, uite-vă că pot în 5 minute să spun totuși ceva. Eu încă n-am ajuns la performanța aceasta, așa că nu voi fi doar de 5 minute. Voi avea câteva gânduri, nu voi trece mult peste uh, ceea ce puteți percepe despre ultimul predicator, dar uh, am înțeles că aveți o temă la nivel de Austria, nici n-am apucat să o comunic colegilor mei de slujire. Am înțeles că vă referiți într-un mod special la relațiile, dintre mădularele trupului lui Hristos, relațiile din biserică. Vreau să spun câteva lucruri despre un element, o funcție de bază care leagă sau dezleagă, întărește sau slăbește o relație. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Proverbe, în capitolul 18, citesc versetul 21, prima parte, Moartea și viața. Lucrurile sunt duse la extremă. Nu doar o zonă așa confortabilă sau neconfortabilă. Sunt duse la extremă. Moartea și viața sunt în puterea limbii. Ne-am obișnuit să credem. că suntem oameni cum se cade, că suntem oameni de treabă, că suntem oameni pâinea lui Dumnezeu. Dar, frate, te rog, mă mai agur așa pe dinainte, dar în rest, n-ai treabă cu mine. Spune cuvântul lui Dumnezeu, chiar învățătorul Domnului Iisus Hristos spune că omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui și viceversa. Cum ne este vorbirea de aici? S-au distrus proiecte mărețe. De aici s-au ruinat familii. De la capitolul acesta s-au despărțit biserici. Vorbirea. Vorbirea. E o problemă de viață și de moarte, zice înțeleptul aici. Nu e o chestiune doar așa. E o problemă de viață și de moarte. Zice Apostolul Pavel în Coloseni, în capitolul 4, citim de aici, Versetul 6: Vorbirea voastră să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare, ca să știți cum trebuie să răspundeți fiecăruia. Vorbirea voastră să fie totdeauna totdeauna. Asta înseamnă că trebuie să să spunem doar ce trebuie. Și ca să spunem ce trebuie, întrebăm ce trebuie să spunem. Dacă în puterea limbii stă viața și moartea, stă trăinicia sau dezastrul unei relații, atunci ce trebuie să spunem? Citim din cuvântul lui Dumnezeu. Rămânem în Efeseni, în capitolul 5. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Cum e în casa noastră? În echipa în care muncim. Între noi și copii când călătorim de la școală, de la grădiniță într-o parte și în alta. Ce se aude în conversația noastră? Auziți ce spune Apostolul Petru. În 1 Petru, tot capitolul 4, spune cuvântul lui Dumnezeu așa, versetul 11. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Iubiții mei, ne rugăm în această dimineață ca vorbirea noastră să fie o vorbire compusă din psalmi, cântări de laudă, cântări duhovnicești vorbirea noastră să fie compusă din cuvintele lui Dumnezeu. Să te audă copilul când spui, se vorbea aici din partea Duhului Sfânt, să te audă copilul când spui, fratele acela care a vorbit azi, Dumnezeu l-a folosit. Te-a auzit copilul spunând asta? E omul lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a folosit și poate el vrea să spună, tati, mami, dar Pare că ne-o plictisit, pare că o prea zbierat, pare că o prea încet, pare că prea repede, prea rar. Și tu să spui, copile, dincolo de ceea ce ai văzut tu, Dumnezeu a vorbit prin el. Să spun ce trebuie, ce trebuie să spun. Soția ta știe psalmi recitați, rostiți de tine? Copiii voștri aud în fiecare vin, fiecare moment, lăudat să fie Domnul pentru un zi, slăvit să fie Domnul că am parcat mașina, am ajuns cu bine acasă, înainte să cobor din mașină, înainte să te centura, să spui slăvit să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, El ne-a purtat de grijă. Știu copiii noștri asta? Să spun ce trebuie, ce trebuie să spun. Iubiții mei, nu se poate să ne așteptăm la relații sănătoase atâta timp cât vorbirea nu este totdeauna cu sare, dreasă cu har. 2. Acum, dacă tot spunem, ar trebui să știm cum trebuie să spunem. Mergem în Efeseni, în capitolul 4. Și auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Versetul 15. Să fim mai scurt puțin. Și credincioși adevărului în dragoste. Să creștem în toate privințele. O relație se dezvoltă atunci când adevărul este spus cu dragoste. Cu dragoste. Să rămâi credincios adevărului, să nu faci compromis, să nu faci rabat de la adevăr, să rămâi în, în limita adevărului, să rămâi pe făgașul adevărului, dar să-i fii credincios acestui adevăr în dragoste. Copilul așa trebuie și de aici nu se trece, plânge la mine din casă, dispar și știți dumneavoastră prea multe. Să spui totuși adevărul, dar să cauți atitudinea cum să-l spun adevărul ăsta. Vezi că undeva la soția ta slăbesc anumite corzi duhovnicești și trebuie să spui adevărul. Cum o faci? Cum o facem? Cât de credincioși rămânem adevărului? Și cât de atenți suntem să-l comunicăm în dragoste? Te-au auzit copiii, dragă frate, că vorbim așa mai de la bărbat la bărbat. Te-au auzit copiii tăi vreodată ridicând tonul la soția ta? Nu răspundeți că dumneavoastră aveți camere care ne poartă mai departe. Frate, ăsta e adevărul și peste asta poate să fie n-am mamă, n-am tată, n-am copii, n-am nimic. Credincioși adevărului în dragoste. Ca să creștem. Numai așa se dezvoltă un organism. Numai în condițiile, numai în climatul acesta, o relație capătă valențe duhovnicești și spirituale. Când rămânem credincioși adevărului, dar cu dragoste. 3. Unul să spun ce trebuie, să spun cum trebuie și să spun când trebuie, că aici am și eu probleme ca și dumneavoastră când trebuie să vorbim. Mergem în cartea proverbelor înapoi și înțeleptul caută să ne lămurească puțin. Și eu sunt greu de lămurit, poate că mai este cineva ca mine aici. Auziți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În 18, rămânem la versetul 13. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Ai vorbit vreodată până să nu termin de ascultat și să-ți dai seama că ai făcut o prostie? Mai e cineva aici? Puteți ridica mâna. Camera, lăsată o pe mine. Mai e cineva aici, mă uit la frați. Puțin. Dar suntem vreo câțiva. Frați și surori, evaluarea corectă pe axa timpului, când trebuie să spun și când nu trebuie să spun, e una definitorie într-o relație. Ascultați-mă! Mare câștig au cei care vorbesc după ce, după ce ascultă. Și rămânem în Proverbe, în capitolul 15, versetul 28. Auziți ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu? Inima celui neprihănit se gândește. Opa! Aici e problema. Se gândește ce să răspundă. O, Doamne! Am crescut în casa unor oameni credincioși, oamenii lui Dumnezeu. Și dacă mi-a rămas ceva impregnat pentru toată viața, e una dintre vorbele tatălui meu care spune așa, copile, rumegă vorba. Eu sunt băiat de la țară și pricep poate mai bine un pic termenul, dar vi-l pot explica. Zăbovește puțin asupra ei. Gândește înainte să vorbești. Inima celui neprihănit se gândește. Surorilor, dumneavoastră, înainte întotdeauna să vorbiți, gândiți prima dată? Inima celui neprihănit se gândește ce să răspundă, dar gura celor răi îmi răutăți. Când trebuie să vorbesc? Ca relația să rămână sănătoasă, ca să creștem. Când? După ce ascult, ascultă-l pe copil primat. Complicat, vine acasă, cât ai luat? Tu, nu știu cum e notare la voi, atât am luat. El încearcă să-ți explice că nu s-o pregătit din lecția, dar tu nu mai apuci să asculți asta, că niciodată nu vă stă capul, că vă spun, că așa mai departe, așa mai departe. Ascultă, primat, e foarte complicat. Vă spun, eu mă regăsesc deficitar aici. Și frații mei, colegii mei cu care lucrăm de peste 10 ani în lucrarea aceasta, ei știu treaba asta. Mereu sunt dispus să zic până nu-i ascult, până nu ne ascultăm unii pe alții. Și apoi să mai și gândim, frate. Păi când mai zicem? Vorba fratelui Lăzăreanu, eu când mai grăiesc? Dacă trebuie să și ascult, trebuie să și gândesc, mi-o ia altul înainte, la comitet, la sfatul frățesc, în la familie. Frate, soră, ascultă, gândește și apoi comunică. Închei. Okay. Vice în Cartea Eclesiastru, în capitolul 3, că vorbirea așa are vremea ei, dar și tăcerea își are vremea ei. Ascultați-mă! Tăcerea nu de aur. Nu, nu, nu. Suntem predispuși să ajungem în punctul în care să spunem, frate, să un pic, că e moarte și viață. Situația e gravă, atunci în văd de treabă. Decât să fie cu tare, decât să fie scandal, decât să familia, decât copiii, decât soția să-mi spună că nu știu ce, că nu știu mai bine. Tac, nu, 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 nu. Tăcerea nu general valabilă. Își are vremea ei. Dar și vorbirea își are vremea ei. Dacă proroci tac, nu-i bine. Dacă prorocii prea vorbesc și uită de semnal, de antenă, nu-i bine. Dacă în casă tot taci, vei vedea cum se creează prăpastia și vei vedea copiii cum se duc pe tobogan și familia și așa mai departe și vin frate și spun, frate, nu știu ce să facă, pe mine nu mă ascultă soția, copiii, nu există așa ceva. Nu există bărbat sfânt, pocăit, într-o relație corectă cu Dumnezeu și casa să nu-i fie pusă pe linie. Nu există așa ceva. Iubiții mei, nu tăcerea este garantul păcii într-o relație. Și înțelepciunea și Duhului Dumnezeu Pe care le așteptăm să vină peste noi în orice vreme Pentru că vrem să trăim în relații sănătoase Vrem ca biserica să fie sănătoasă Și când ai ceva de zis trebuie să te ridici Și să spui, trebuie să scrii un bilet Să spui, frate Flibuț, asta am din partea lui Dumnezeu Asta simt că lucrurile nu-ți merg bine aici Și așa mai departe, trebuie să comunici Dar Cum trebuie Când trebuie Și Dumnezeu Să vă binecuvinteze